Stimați telespectatori, după cum bine știți, deseori mijloacele de informare în masă fac publică imaginea unei persoane, indiferent dacă această imagine este reală, ori este deformată, defăimătoare. Ori, după cum bine știți iarăși dumneavoastră, deși libertatea de exprimare este inviolabilă, tot Constituția, adică legea fundamentală a României, mai zice că prin exercitarea acestei libertăți, nu pot fi prejudiciate nici cum demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și atenție și nici dreptul la propria imagine. În lipsa unui act normativ până de curând care să reglementeze în detaliu dreptul la propria imagine, s-ar putea crede la prima vedere că acest drept, dreptul acesta la propria imagine, mai bine zis, încălcarea acestui drept, ar fi posibilă numai prin captarea, prin difuzarea unei imagini, captare sau difuzarea de imagini care poate avea loc prin imagini fotografice, prin filme, prin imprimate, prin emisiuni de televiziune, cum avem noi astăzi. Se omite însă că termenul acesta de imagine se referă și la o formă de reflectare a realității obiective în conștiință, inclusiv la formele logice. Dar acum, în cazul acestei emisiuni, nu o să ne ocupăm în detaliu de acestea dubla accepțiune pe care o poate avea dreptul la propria imagine. Astăzi o să remarcăm numai că omisiunea de care vorbeam înainte, deci lipsa unui act normativ care să reglementeze acest drept la prima imagine, a fost de curând completată prin decizia CNA-ului, decizia numărul 80 din 13 august 2002, privind protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine, și nu este singura decizie care a fost dată în această materie. O să discutăm în cadrul emisiunii. Dar pentru a avea o discuție în detaliu cu privire la acest aspect, am invitat în studioul postului nostru de televiziune pe cunoscuta jurnalistă, doamna Jeana Gheorghiu, profesor la Școala Superioară de Jurnalistică. Nu mai fac și alte prezentări pentru că este o invitată dragă emisiunii Lidera și Spiritul Legii. Domnul Mircea Moldovan, cunoscutul regizor de film Mircea Moldovan, ne face onoarea de a participa la această emisiune. Este inutil să vă readuc aminte că este unul din membrii mai calți ai Consiliului Național al Audiovizualului și este, dacă îmi dați voie să merg puțin la trecut, și fostul director al Consiliului Național al Audiovizualului, de-aia expira mandatul de 4 ani. Dar fiindcă am venit acum la trecut, hai să reamintesc totuși că domnul Mircea Moldovan, regizorul de film, a fost primul director general al unui post privat de televiziune care se numea, vă aduceți aminte, SOTI. Și tot domnia sa a fost și directorul general de la Sahia Film. Iată o serie de demnități în care, în opinia mea, ca un telespectator din afară, am avut prilejul să-l admir de fiecare dată. Și să nu mai adaug că domnia sa, printre altele atribuții de mare importanță, a fost unul din consilierii principali în domeniul artă și mass media al actualului premierul Adrian Năstase. Eu vă mulțumesc pentru participarea noastră la emisiune și aș vrea să atacăm problema începând chiar de la această decizie care a făcut atâtea, cum să spun, a stârnit atâtea discuții, nu? Unele pro, altele contra. Da, probabil că fiind în plină vară, lumea nici nu s-a așteptat să se întâmple lucrul ăsta. Totuși, fiind în concedii, dar s-a neglijat aspectul cel mai important, că jurnalistul nu e chiar niciodată în concediu și este extrem de preocupat de tot ceea ce reglementează activitatea lui și probabil că am să vă contrariez, dar am sentimentul că în această emisiune eu o să fiu cel care nu este de partea jurnaliștilor, pentru că am a le reproșa multe și mă bucur de reglementările CNA-ului atunci când ele apar, în timp ce probabil că domnul Moldovan va fi cu mult mai îngăduitor și mai dispus să explice câtă bună intenție a stat la baza unor asemenea reglementări.
Dar, la urma urmelor, haideți să recunoaștem că dacă vorbim de o economie de piață în România și asta înseamnă că totul se vinde, probabil că ceea ce se vinde cel mai bine la momentul ăsta e imaginea. Da. În sensul cel mai larg al termenului. Și chiar contează foarte mult. Ce se întâmplă? Spuneați de punctul nostru de vedere, deci punctul al meu, să spun, punctul de vedere al CNA-ului a fost exprimat în această, prin această decizie, deci rolul meu este mult mai diminuat în această discuție, împreună cu domnul profesor Turianu și cu dumneavoastră, pentru că punctul nostru, repet, a fost exprimat prin decizia 80. Acum, comentarea acestei decizii, care a început, nici n-a fost bine tipărită și a început comentariile, curios, cele negative nu au venit din partea reprezentanților posturilor principale de televiziune din țară, care au înțeles exact, cel puțin așa, asta este impresia mea, au înțeles exact, poate chiar nu din primul moment, au înțeles exact care este spiritul acestei decizii. Dar au venit din presa scrisă mai multe, cum să spun, critici. Am fost acuzați la un moment dat că vrem să reintroducem cenzura și așa mai departe. Dar au apărut și voci, printre care aș vrea să remarc ziarul Adevărul, care au înțeles exact despre ce este vorba. De fapt, au fost alături de noi. Vreau să-i dau o veste proastă domnului Turianu. Nu este prima reglementare și ea nu s-a inventat acum. Da. Și CNA-ul nici nu intenționează, cum să spun, să aibă acest orgoliu de paternitate. Da, bineînțeles. CNA-ul din România e primul care s-a gândit în lumea asta să pună lucrurile într-o anumită regulă. Vreau să vă spun că în hulita epocă de dinainte de 90, când erau sumedenie de restricții, unele mai aberante decât altele, existau niște îndrumări, ele nu au fost niciodată puse în mod explicit într-o lege sau într-o decizie, într-o reglementare numită ea, oricum ar fi numită, dar am să vă dau de pildă un singur exemplu care există și aici. Aveai de filmat un cadru larg, nu, pe stradă cu trecători pe care urma să pui un comentariu, trebuia să ai foarte mare grijă, nu, ca în prim plan să nu apară o figură distinctă de persoană, a cărei figură să se alipească unui text în care ceva incrimina acolo, o atitudine, o calitate, o Dumnezeu știe ce, pentru că omul ăla ar fi avut oricând dreptul să se revolte, vecinii lui să-i spună: te-am văzut aseară la televizor spunând despre tine că ești hoț, deși intenția autorului nu era asta. La urma urmelor era o chestiune de ordinul bunului simț. No. Nu faci un lucru care aduce atingere imaginii persoanei. Nu erau atunci asemenea formulări și nu era lumea atât de riguroasă la capitolul imaginea mea, pentru că iarăși sunt în dezacord cu toți, recunosc că s-ar putea să-mi atrag încă multe alte antipatii pe lângă cele pe care le-am colecționat deja, dar ce înseamnă să-ți aperi propria imagine? Pentru că uneori asist la insistențele unor persoane care își deformează imaginea vrând să-și o apere. Da? Da, da. Fiecare credem despre noi, da, și avem o foarte bună impresie despre noi și zicem că aia este imaginea noastră. Numai o mică observație, deci când am spus că până acum n-a existat o reglementare pentru ochii publicului, nu am spus întâmplător, fiindcă așa cum a existat literatură de sertar, nu așa a existat legislație de sertar. Și ce vă referați dumneavoastră, existau ca și cenzura ceva nescris, nu, care s-a aplicat întotdeauna. Pot să zic mai departe și Constituția comunistă era perfectă în ce privește drepturile și libertățile omului. Vă rog să luați articol de articol și dacă găsiți vreo lipsă în Constituție, nu găsiți. Problema este că CNA-ul a făcut acum, despre și era bine, binevenit ce a făcut acum, dar disputa la vremea respectivă, înainte, că ați vorbit, nu de reacții diferite ale ziariștilor, cred că a pornit nu de la ideea aceea de a introduce protecția imaginii, nu a persoanei, că a spus întrebarea, protecția, dreptul la propria imagine. Propria imagine, vă aduceți aminte, a vilelor cu epoleți și a altor
ingrediente de astea. Nu, asta nu intră în... Știu că s-a renunțat. Și bine s-a făcut. S-a renunțat și de-aia nici nu cred că mai comentăm acest aspect. Nu, bineînțeles că nu are rost. Dar ce se întâmplă? Este o decizie a noastră. Sigur că ține și de ceea ce spuneam, de bun simț și de, cum să spun, chestiune absolut necesară. Dar pe de altă parte, cei care critică această decizie și care spun pe de o parte, zice, dom'le, vrem să intrăm în Europa, vrem să aderăm la Uniunea Europeană, uită că una din cerințele Uniunii Europene, a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, este, cum să spun, adaptarea legislației europene. Și atunci decizia asta nu este a noastră, n-am inventat-o noi. N-a inventat-o CNA-ul din România. Nu. Asta este, face parte dintr-o cerință a Uniunii Europene. Care la rândul ei vine să apere spiritul acquis-ul comunitar. Deci noi trebuie să... Reguli care există în deontologia profesiei de jurnalist. Exact. Din punctul meu de vedere, eu aș califica această decizie a noastră ca fiind chiar prea blândă. Pentru că încă operăm după 12 ani cu o mare temere cu cuvintele, da? Dumneavoastră spuneți că reacția a fost imediat că se introduce cenzura. Și eu vin să vă dau aici un exemplu pe care îl dau destul de des, de altfel. Discuții pe care le-am avut cu colegi de-ai mei care spun, dom'le, când o să fie și la noi ca la BBC? Și eu zic, să te ferească Dumnezeu să fie la noi ca la BBC. Unde firește că există cenzura profesională. Și în care în vecii vecilor nu-ți va intra pe post un reportaj filmat cu un comentariu în care un cuvânt este nepotrivit, ca să iau cazul cel mai caragios din toate, până când acel lucru nu a fost refăcut și, atenție, cel care are drept de viză chiar vede din nou ce ai făcut. Da, aici cred că... Deci cenzura profesională, cenzura bunului simț, de fapt, este absolut obligatoriu să existe. Cred că domnul profesor Turianu ar putea să facă odată o emisiune despre ce înseamnă democrația. Înțeles? Deci democrația nu este... Noi spunem de... Mă rog, uneori sau unii, o anumită parte, spun așa, democrație, dar în mintea lor, de fapt, este anarhie. Asta înțeleg prin democrație. Ori democrația este o dictatură. O dictatură a libertății, a bunului simț, a legii. Asta trebuie să înțelegem toți. Atunci, în sensul acesta, seria de dezbateri pe care dumneavoastră ați pornit-o este foarte binevenită pentru lămurirea publicului, nu spun a telespectatorului, numai. Deci, dacă înainte, eu am mai spus lucrul acesta, dacă înainte vreme exista o tribună sau două în care omul învăța, și asta era biserica, amvonul și învățătorul, la ora actuală, televiziunea a captat în bună măsură acest amvon de la care înveți bunul simț, legea, limba română și multe, multe alte lucruri, cum să spun, necesare unei democrații. Abia să văd când veți da o decizie extrem de restrictivă și chiar punitivă pentru nerespectarea limbii române în audiovizualul românesc. Aoleu, pentru că dacă îi recunoașteți rolul de model pe care îl joacă, vrând nevrând, televiziunea, atunci acel care rostește de la microfonul unei televiziuni în văzul publicului anapoda limba română, el trebuie să suporte consecințele unor sancțiuni, chiar dacă ele sunt minuscule în raport cu răul pe care îl face prin propagarea, da? În rândul atâtora a unor modele de vorbire împotriva limbii române. În fine, v-am dat o sugestie. Adică ați putea să faceți mai mult decât face Parlamentul României, care de vreo 10 ani, nu? Se omoară legea lui Pruteanu, nu? Protecția limbii române. Da. O puteți face mai rapid, dumneavoastră. Noi am pornit această, cum să spun, cruciadă împreună cu Academia Română, care ne-a oferit un sprijin substanțial.
am pornit așa, am avut și niște emisiuni în sensul ăsta, asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici. Deci, normal ar trebui să pornim mai departe, adică să pornim mai departe, să continuăm ceea ce am început și să batem de mai multe ori la ușa limbii române, pentru ca să fie respectată. Pentru că la ora actuală există ceea ce se numește în Franța frangleza, așa, la noi este o cum să spun, o nebunie de expresii în limba engleză, în special, ca și când nu ar exista echivalentul în limba română. Dar nu, asta nu este un lucru rău, zic asta, eu. Asta vorbește pe lipsa de cultură a vorbitorului. Dar dacă că vorbești... Pentru omul care stăpânește termenul, conținutul lui, da? Sfera de realitate pe care vrea să o cuprindă, găsește echivalente în limbă pentru a vorbi cu oameni asemănători. Bine, asta este pe de-o parte. În care cineva îmi vorbește păsărește, chiar și în, ca să rămânem în limitele audiovizualului, toată lumea vorbește de rich și de market share și de... Vă jur că habar n-au ce este. Da, cred. Pentru că ar fi infinit mai simplu să spui ce anume urmărești ca performanță pentru emisiunea. Poate că... Da. Deci în momentul ăla intru în panică. Am de-a face cu o persoană care are probleme de cultură la modul general și de cultură profesională în mod particular. Nu știu, cred că înainte de a învăța limba engleză, un cel puțin reprezentanți ai televiziunii ar trebui să învețe foarte bine limba română. V-ar trebui pe lângă Academie și un aliat destul de drastic în Ministerul Educației. Da. Pentru că lucrurile cred că ar trebui încep să se defecteze de la nivelul școlii. Da. Când fiul meu a venit acasă și mi-a spus, am decât două probleme de făcut. Și eu zic, doar două probleme. În 12 luni. Pentru că profesorul i-a vorbit la fel. Da. Și pentru el profesorul este deja un model. În fine, dar noi... Cred că am derapat puțin de la decizia 80 și sigur că eu am început să vorbesc despre ceva care este foarte important și la care sunt atent în continuare și voi căuta să fiu atent. Aici am avut și sprijinul neprecupețit al ziarelor, care au sancționat cu mare, mare duritate derapajele de la limba română. Ca să dau un singur exemplu, Remeta a mai spus odată la o altă emisiune, doamna Dara Mihaela Codescu, pe care nu o cunosc, deci nici nu știu care nici, o admir, și care îmi place foarte mult și care nu lasă niciodată ceva ne desăvârșit, admir, punctat. E o rubrică pe care o citesc cu mare plăcere, da. Pentru că vânează cu grijă și în spiritul limbii. Să ne întoarcem un pic la această decizie 80, ca să nu-l trădăm pe domnul Turianu, pe care îl simt ca fiind un aliat al nostru în cruciada asta cu limba română. Și vreau să vă spun că eu una am fost încântată să văd că în sfârșit apare cu articole și cu paragrafe toată chestiunea pusă într-o ecuație logică și de demnitate. Și mi-amintesc discuții lungi pe care le-am avut cu acum colegul dumneavoastră în CNA, Ralu Filip, în calitatea lui de jurist, nu? Și spunea, doamne, ce se întâmplă în țara asta? Pentru că eu sunt absolut terorizată de faptul că mă uit la televizor și văd că oamenii ăia habar n-au ca un drept extrem de important. Să nu fie dat la televizor cu ce li se întâmplă lor. Da. Nici că i-au luat foc casa, nici că i-a violat copilul nu știu ce pedofil olandez, belgian, englez trecut în localitate. Nici. Dar, pentru că suntem într-o țară în care nu se întâmplă, nu, ca în America, unde polițistul are grijă să spună din capul locului, să ai grijă ce spui că se poate întoarce împotriva ta, aici nimeni nu se ocupă, nici o organizație neguvernamentală și nimeni
nu se ocupă să-l învețe pe cetățean care sunt drepturile lui. Noastră ați dat această reglementare și eu sunt gata să pariez cu dumneavoastră că în continuare o să am nefericirea să mă aflu în diverse jurii de producții de televiziune și să văd cum tânăra generație a descoperit realismul și face reconstituiri ca să fie mai dramatic și să atragă, apropo și de titlul emisiunii noastre, nu cu demontarea laturii comerciale a imaginii, pentru că imaginea este, cum să spun, atrăgătoare, este bună de comers. E, domnule, eu când văd un copil care este intervievat cu lux de amănunte de un jurnalist, deja intru în panică. Dar când mai văd și că respectiva închetuță, că începe cu o reconstituire în care copilul trebuie să arate cum a dat tata cu toporul, cum a zis mama de acolo, dacă e vorba de pedofil, unde l-a dus pedofilul, cum i-a făcut, ce i-a făcut. Copilul ăla n-ajunge că a fost traumatizat odată? Trebuie să-și retrăiască emoțiile, stările, disperările, povestind reporterului și după aceea asistând la o reconstituire. Vezi reconstituirea lui Pintinie. Așa. Pentru că el acum, realizatorul respectivei chestiuni, se trage un pic înapoi și zice, domnule, dar n-am folosit personaje reale, am și scris reconstituire. Da. Dar eu reconstituirea o fac cu martorul lângă mine. Copilul se uită și retrăiește lucrurile alea. Și sunt gata, repet, să fac pariu cu dumneavoastră că o să mi se mai întâmple lucrul ăsta în continuare. Din păcate. Dacă îmi permiteți, deci, ca obiecțiune de jurist la legea care ați dat dumneavoastră, întotdeauna în preambulul unei legi, când trebuia lămurit, zic eu, în opinia mea, o opinie, nu? Din cele două accepțiuni ale termenului imagine, pe de o parte, deci imagine fotografică, nu? Reprezentarea grafică a persoanei, care se bucură de o crotire, zic, pe trei sferturi în legea aceasta, pe de altă parte, sumul acela de calități, care dă personalitate, imaginea fiecărui individ, care e credința celorlalți despre noi, părerea celor care ne înconjoară, asta e imaginea persoanei în general. Și eu zic că aici a prins foarte bine și partea de imagine fotografică, nu permiți, nu, ca să dau, nu, în protecția dreptului la propria imagine, decât cu acordul meu, nu? Și a prins și partea a doua, dar poate mai puțin, la imaginea persoanei. Și aici, discuția care a pornit-o doamna Jana Gheorghiu, la un moment dat, ce fel de imagine proteguim noi? Și începuse să arătați dumneavoastră că imaginea asta, câteodată, poate și fi confecționat. Un adaus, însușiri, calități pe care și le atribuie omul care știe că se află în raza de privire a marelui public, nu? Și atunci își asumă merite personale, eroisme și își creează, reușește, dacă este foarte persistent, să-și creează o imagine. Asta e o imagine pentru public. Noi asta apărăm pe lege, imaginea pentru public, pentru că am interzice ziaristului să dea deoparte toate, să zic, aici această calității. Decizie e destul asta de explicită și pune în discuție așa, interesul asta. Public justificat. Așa este. O chestiune care la rândul ei stârnește disperări în rândul jurnaliștilor, acelor intrați întâmplător în profesie, pentru că profesioniștii știu exact. În alți termeni, cum să zic, spunem despre un politician că își înșală nevasta? Îi stricăm imaginea sau nu îi stricăm? Este un interes public justificat, pentru că un om care își minte familia și înșală familia, electoratul trebuie să știe că el este capabil să minte, să înșele pe oricine. Corect, da? Corect. Acum, problema este cu ce argumente vii și faci această demonstrație. Interes este public. Un interes public justificat. Și dacă este, cine este și dacă, și dacă lucrurile sunt, dacă reale. Lucrurile sunt reale. Dar v-aș pune un pic pervers chestiunea. Sigur, n-am să numesc postul de televiziune, că nu se practică lucrul ăsta, dar aș vrea să vă întreb. În măsura în care un anumit post de televiziune își face glorie tocmai din a da lucruri lovite totdeauna de senzațional, casete, o întreagă tevatură politică și sex, așa. Dom'le, și mă uit firește cu interes profesional la o asemenea emisiune și constat că la bază era vorba de o casetă cu care ar fi vrut să-și apere imaginea un personaj politic, șantajând niște civili cu numele de rigoare. Numai că în momentul în care mă uit la caseta aia și văd și civilii care vin să se apere și să zică, domne, sigur, îmi pare rău că vede lumea acum lucrurile astea, dar a vrut să ne șantajeze cu chestia asta,
Eu văd, de fapt, niște figuri jalnice, niște figuri amorale și chestiunea este în cu totul altă parte. Cum o judecă CNA-ul, domnul, asemenea situație? Scoțând această decizie. Pentru că, vedeți, formal, cel filmat, fiind și în scaun și comentând caseta, no, nu se poate spune că n-a fost cu acordul lui. Sigur, no, cu acordul lui. E treaba lui dacă vrea să șterfelească imaginea. Da. Dar toată această chestiune... Asta ține de, și de inteligența omului și de, cum să spun, de simțul al, sau de lipsa simțului de ridicol. Fără doar și poate. Și ei își merită soarta. Dar toată această istorie țesută pe o intrigă politică, chiar nu mă interesează ce se întâmplă cu personajul ăla, pentru că între timp eu, ca privitor, sunt șocat de imagini care mărturisesc erau de o naivitate și de un prost gust îngrozitor. Adică nici măcar nu erau persoane cu fantezie. Dar nu, se putea numi, îmi cer scuze, să se fi numit, de pildă, această acțiune, dacă era, trăia Caragiale, spunea o scrisoare pierdută. Faceți puțin comparație, o scrisoare pierdută. Asta se numește o casetă pierdută. O casetă rătăcită cu adresă. Nu, nu, și aia a fost tot așa. Scrisoare. Rătăcită cu adresă, cred eu. În fine, de asta zic că invoci un lucru și de fapt i-a făcut un imens serviciu personajului politic, pentru că persoane atât de lipsite de fantezie erotică, repet, care au plăcerea să se filmeze la o beție oareșcare, intrate în competiție cu un personaj, ăla poate chiar că vrea să-i manipuleze, ăla poate chiar că e un personaj malefic, ăla poate chiar că este cine știe ce criminal. De momentul ăsta mie îmi devine simpatic că n-a intrat în treaba asta. Deci i-am creat imagine. Da? Prin recul. Față de un lucru atât de... Există și la noi, și aiurea, această știință sau această modalitate de a face, de a porni lansarea unei emisiuni, a unui post, a unui ziar cu scandal. Se face un scandal monstruos și după care, bum, apare emisiunea, apare postul, apare ziarul și cu rezultate pozitive, între ghilimele, de audiență. Da, eu iubesc poporul ăsta în ceea ce are el de adevăratele. Da. Și nu plăcerea pentru scandal, pentru că eu n-aș miza pe, cum să spun, o dorință fierbinte a publicului românesc de scandal, de abominabil, de abject, de murdar. El se uită de aia distanță. Da, da, da. Nu este chiar consumatorul ăla... Cum să spun, cum este diabeticul de se duce ață la cofetărie să-și ia cataiful când iese din tratament, că nu se poate abține. El se uită de așa distanță. Eu chiar cred că suntem un popor moral. Și eu cred. Și eu cred, dar... Unor ușor ipocrit. Pe altfel nu rezistam în spațiul ăsta. Ar fi o problemă aici, tot legat de dreptul la propria imagine, deci care implică o protecție, o protecție în limitele textelor constituționale, care sunt destul de explicite în opinia mea. Dar ziaristul sau cineastul care trebuie să reproducă imagini nu este încorsetat de anumite limite, nu? Pe de-o parte, există dreptul la propria imagine a persoanei respective, nu? Pe de altă parte, există dreptul de informare al publicului. Cum împacă ziaristul, nu? Acest drept, nu? Proteguind imaginea persoanei, nu? Și pe de altă parte, dreptul de informare, pentru că dacă nu recunoști dreptul de informare, în opinia mea, nu? Înseamnă că crezi, vrei, nu vrei, dreptul la ascunderea adevărului. Nu, eu zic aici lucrurile sunt destul de explicite. Vă rog. Toate aceste reglementări au venit pe această temelie, pe respectarea dreptului la a obligației de a informa publicul. De a informa publicul cu acele lucruri de interes justificat public, cum spuneam adineauri. Aici se spune la un moment dat... Este căderea în acel senzațional facil, da? Da? În care trec drept interes public ceva,
Cam în exemplu pe care l-am dat adineori. Nu, articolul 3 din decizia noastră spune așa: nu orice interes sau curiozitate a publicului trebuie satisfăcute. Exact. Invocarea dreptului la informare nu poate servi la acoperirea preocupărilor preponderent financiare ale radiodifuzorilor. Cu extensie și la așa zisul interes al publicului. Deci această informare care trebuie să existe și această informație care trebuie să circule nu trebuie transformată în mahala. Deci în spiritul acesta a fost gândită decizia de către CNA. Pentru că altminteri, dacă nu ar exista aceste limite, am fi în prezența unui, s-ar crea un drept de ascundere a adevărului. Există un asemenea drept, eu vă mărturisesc, dreptul la ascunderea adevărului. Îl au, de exemplu, medici care nu spun adevărul că el au o maladie incurabilă și fatală a unei persoane. Și aici e o chestiune de mentalitate. Au dreptul de a ascunde adevărul inculpații din procesele penale. Nu aduce o agravare de pedepsă că nu a binevoit să-i spun lui judecător, recunosc, sunt vinovat, dați-mi 5 ani. Nu, nici vorbă. Au dreptul la ascunderea adevărului. Dar există cumva inculpați social, politici care au dreptul la ascunderea adevărului, care stau în raza de privire a marelui public și n-ai dreptul să-i dai, nu? Că de-aia a fost și reacția asta dură. Adică cum n-am voie să dau vilele respective? Transmitem imaginea persoanei. Nu a fost destul de clară, dar nu s-a pus niciodată problema. Dar ce mai trebuie clarificat, domnule Moldovan? Că încă o dată spun. Dacă ești meseria și dacă ai apucat să înveți, și aici dați-mi voie să fac o paranteză. În învățământul jurnalistic, așa cum se petrec lucrurile la momentul ăsta și în general cam știu, există cursuri de legislație a presei, da? Nu știu însă ca cineva să facă în mod special prelegeri de constrângeri juridice. Pentru că legea îți spune cam pe unde e trotuarul ca să știi pe ce bulevard te plimbi. Corect. Da? Corect? Corect, corect. Ori e vorba de niște constrângeri, cum sunt și lucrurile din decizia despre care discutăm. Ele nu sunt cenzură în sensul rău al cuvântului, da? Ci sunt trotuarele pe bulevardul profesional pe care umbli în voie, dar cunoscând uneltele meserie. Cum să mă apuc să dau vilele alea mai înainte de a avea certitudinea că am toate argumentele că ele au fost dobândite ilegal? Ori dați-mi voie să vă spun, repet, reacumulând alte și alte antipatii, eu constat că se face tot mai superficial meseria, din păcate. Toată perioada de pregătire, de prospecție, de documentare profesională pe care o făceai înaintea unei emisiuni este acum cedată unei echipe în cazul cel mai fericit. Oamenii iau foarte la suprafață lucrurile, nu există investigație, l-am prins, asta este, știm din vorba în vorbă. Păi domnule Turianu, la momentul ăsta eu sunt bună de legat. Când biată mama Dumnezeu să o odihnească, aveam dus-o la spital la reanimare, stăteau să o intubeze, nu știam dacă va supraviețui și vine o asistentă fericită să-mi spună că suntem vecine la cornu. Habar n-am unde e cornul în țara asta. Da. Nu sunt, doamnă, eram preocupată de mamă. Cum de acolo, de unde vă mașină, de casa dumneavoastră? N-am, doamne, casa la cornul. Cum? Deci ea vrea să mă convingă pe mine că am o vilă acolo. Oricine poate ducă să filmeze, conform spuselor aceleia, vila mea de la cornu. Mai filmează vreo trei alte vile și terenuri pe care le-am pe la Seciu, unde n-am nimica. Am prieten pe care vizitez, da? Și așa mai departe. Cam la asta se referă. N-ai decât nenică, dă-o. Dar mai trebuie să vină și un membru al CNA-ului să explice omului de televiziune că poate filma de pe domeniul public, dar să nu intri în curtea omului dacă nu-ți dă voie să intri. Dar nu trebuia să-i spună, filmezi, pui camera pe șosea și filmezi vila de dincolo de gard cât să vede ea sau de unde vrei tu ca să o vezi bine, dar cu condiția să știi sigur că atunci când afirm că acea vila a fost obținută pe nu știu ce matrapaslăcuri sau șmecherii, să poți veni cu acest argument, să vii cu această dovadă în cazul în care el te acționează în instanță. Și aici dumneavoastră știți mai bine decât noi doi la un loc, că ați fost judecător, har domnului, atât amar de vreme. Da, e cum adevărat, e cu proba verității? Da, vedeți, acolo se introduce un criteriu cu interesul public, nu? Așa începe discuția. E o noțiune foarte elastică.
Aduceți-vă aminte în materie de calomnie când dorești să faci proba verității, adică că ai stat un interes legitim să divulgi fapta respectivă, nu? Atunci interesul acesta legitim e privit în funcție foarte subiectiv din partea celui care dorește să pună aceste opreliști. Deci, ceea ce se apreciază, s-ar putea obiecta, nu? De ce nea, că nu a existat un interes public, nu? Alții sunt de părere că a existat să dea și treaba asta. Apropo de vila asta, păi ce? Când ai 100 de vile, așa, cuvață de mărgele și când spui că plutonierii majori, posesorii vilos muritori de foame, există, stai, văd prezumția respectivă, câte vile aveți dumneavoastră? Că eu vă știu, deci și în televiziune, și în radio, și ați fost o personalitate tot timpul, și domnul Moldovan la fel, regizor, câte vile aveți dumneavoastră? Nu aveți nicio vilă, vă spun eu. Multe. Am avut. Nu aveți nicio vilă, vă spun eu. Când eram copil. Mă, sigur. Așa. Adică... Vedeți dumneavoastră, adică niște treburi care ies să apară. Sau cu domnul acela, cu deputat, cu actele, nu? Își face și simulează furtul propriei mașini, aia cum mai e cu... Acolo niște acte, evident niște acte, nu? E, aici acum dumneavoastră m-ați provocat și vreau să vă întreb. Între Comisia Juridică, da, care nu este de acord cu ridicarea imunității, și grupul parlamentar care este de acord cu ridicarea imunității, care e mai tare? Doamne, vreau să vă spun un lucru. Sunt în eroare și Comisia Juridică și astea. Deci pe imunitate și o sper. Zice că mai are niște documente pe care nu le-a arătat până acum. Doamna, și care demonstrează că e nevinovat. Doamna, poate să fie super parlamentar. Imunitatea se rezumă la un singur lucru. Imunitatea pliscului. Dreptul de a vorbi fără temerea că se întâmplă ceva. Furtul, violul, înșenarea, mita, astea nu sunt sub protecția imunității. Dar și poate este suficient de clară. Decizie nu cred că nu pentru ei. Nu e suficient de clară pentru ei. Imunitatea nu se referă la așa ceva. Da. Imunitatea e dreptul de a spune orice despre oricine, cât ești parlamentar, fără temerea că ai vreo sancțiune. Restul, ce ieșe de tot codul ăsta cu horta de infracțiuni în codul penal, sunt pasibil de... au niște avantaje. Recunosc, dacă e parlamentar. Se judecă numai de Curtea Supremă de Justiție, doamnă, și nu le e în stare de arest. Dacă îl prinzi în flagrant, zice nenorocita asta de Constituție, care atât o siluim, prins în flagrant, îl trimesc direct în judecată pe domnul parlamentar. Da, da, da. Constituția zice, nu o spun eu. Dar nu vrem, cum zice domnul Moldovan, poate, nu vrem să vedem testul. Nu vrem să vedem testul de Constituție, care trebuie puțin inversat. În loc de 69 să scrie 70, și invers. S-a terminat cu problema imunității. Ăsta este obiectivul care se discută acum, nu? Cu veșnic această problemă, fusta asta lungă de imunitate, cu sub care se ascund tot felul de netremnicii. Probabil că mai trebuie să treacă o leagă de vreme până când aleșii noștri pe bază de liste înțeleg că sunt înainte de toate cetățeni. Categorii. Și de aceea Constituția este una pentru noi și noi cu toții suntem egali în fața legii și așa mai departe. Dar transpunând lucrurile în tărâm profesional unde ne-ați chemat, aș zice că lucrurile nu fac excepție de la restul vieții, nu? Nu. Și printre profesioniști sunt uzurpatori de calitate, de jurnalist. Și atunci, iată, cădem în păcat de multe ori, lucrurile nu au deschis altă ușă. Deloc simple, de acord. Și eu cred că CNA-ul face o treabă de asanare corectă. Măcar pentru că le amintește. Nu doar pentru că există această obligație de aliniere la legislația europeană. Nu, eu am și pentru că organizațiile profesionale, da, toate uniunile de ziariști, că avem, slavă Domnului, destule în țara asta, nu provoacă, domnule, simpozioane. Să le zică cum le-ar zice, workshop-uri, că nu le mai putem spune nici dezbateri, Doamne iartă-mă, fiind cuvântul cel mai propriu limbii pentru starea care ar trebui să se instaureze la o astfel de discuție. Pe asemenea teme, hai să ne lămurim profesional ce avem de făcut. Aici este doar o dulce, este așa un, cum e pămătuful de la noastră, de la machiaj, așa mai retușează un pic realitatea și le spune oamenilor cam pe unde trebuie să așeze profesional. Dacă el vrea să învețe meserie, slavă Domnului, asta este așa, consultativă. Sigur, nu voi pleda niciodată pentru
reîntoarcerea la cenzură, cenzura aceea pe care eu chiar am apucat-o și se numea ca atare, după aia a devenit direcția presei și așa mai departe și care avea cu totul alte obligații. Dar pentru cenzura profesională voi fi întotdeauna de acord. Sigur, putem lărgi discuția, dar nu știu dacă ne aflăm într-un astfel de simpozion pe teme jurnalistice, nu? Că uneori autocenzura este, dă rezultate mult mai dramatice decât o cenzură oficială. Era autocenzura înainte, sigur, de 89, sigur, care funcționa din plin. Din păcate. Domnul, aș vrea să vă întreb dacă această decizie, ca și alta care ați dat-o, referitor la dreptul la propria imagine și ocrotirea demnității persoane, ar putea să prefigureze un eventual cod deontologic al ziaristului? Nu poate fi unul universal, în niciun caz nu va face CNA-ul. Deci, cel puțin teoretic, fiecare instituție de presă își adoptă propriul cod deontologic. Fiecare uniune profesională poate elabora propriul cod deontologic. Asta nu înseamnă că vor fi lucruri extrem de diferite de la uniune la alta, de la o televiziune la alta și așa, nu, mai departe. Nu, pentru că tot meseria asta e universală. Are gramatica ei intimă. Și în momentul în care, nu știu, dar niciun caz CNA-ul, că CNA-ul ar fi doar pe partea asta de audiovizual, nu? Da, bineînțeles. Poate că așteptăm de la domnul Dâncu să facă o asemenea chestie. Doamne ferește să o facă. Nu. Nici nu vrea domnul Dâncu să facă. Sigur, absolut sigur nu vrea. Da. Absolut sigur nu vrea. De ce? O lege a presiei se poate apela și la ministrul Forțelor Armate. Nu e nicio problemă. O lege a presiei parte la obiect. Fi făcut și dumneavoastră un test. Da, nu cred. Testul că e... cu presa, deși n-are, că... n-are umorul primului ministru. Așa. Da, eu cred că aici, apropo de această problemă, a marcat destul de la obiect și premierul și președintele acest subiect. Deci nu cred că se mai poate discuta de așa ceva și cred că a fost un derapaj de moment care nici nu se știe dacă îi aparține ministrului sau unui consilier. Da. Dar dintre dispozițiile cuprinse în această decizie, care din ele au provocat discuții mari? Să vedem aici împreună dacă merită. Nu se poate, pentru că totuși... Cel mai tare s-au supărat pe chestiunea cu filmatul numai cu permisiunea locatarului, ca să zic așa, în casa sau în ograda sa, s-au supărat de asemenea pe imaginile șocante cu sânge și cu... Da, alea fac parte într-o altă decizie, într-o altă reclamare. Și imaginile astea cu sânge și cu... Așa. Cred că trebuie să luate de la caz la caz și de la, cum să spun, direcționate pe ceva sau pe altceva. În sensul că gândiți-vă, de pildă, după o crimă sau viol sau sinucidere, sau așa, astea au un anumit impact și anumite urmări. Mai puțin benefice, spun eu, pentru că n-ai ce îndrepta acolo, decât pe respectivul individ pe care îl priponești după gratii. Dar, de pildă, la noi au fost discuții mai de mult în urmă cu vreo 2 ani de zile, vis-a-vis de sumedenia de accidente de mașină care se întâmplă și care au fost exprimate puncte de vedere ale unor membri ai CNA-ului. Dom'le, aici poate că ar trebui arătate, cum să spun, cu obstinație aceste rezultate a unui conducător dement care... Bun, moare el, treaba lui, dar omoară și pe alții. Și atunci, poate că e un semnal de alarmă și un mijloc prin televizor de a trage un semnal de alarmă și de a impresiona pe un posibil candidat la crimă. Aveți dreptate, apropo, cu secvențele acestea mai sângeroase. Pentru că eu conduc, de pildă, da, și văd ce se întâmplă, văd acești... Deși după ce au apărut aceste radare, am văzut, cum să spun, o conducere civilizată prin localități, cel puțin spre Ploiești.
Nu, eu n-am nimic împotriva acestor obiective și eu zic că sunt binevenite pentru bunul motiv că instaurează ceea ce lipsește acum, frica. Frica, să știți, inoculată când trebuie, te ferește de alte greșeli. Da, da, da. Englezii, nu uitați treaba asta, nu au spânzurat cam 100 de ani până a ajuns la să te duci polițistul nenarmat, cum spunea doamna, nu? Și când l-ai văzut, văd filme, văd cum se retrage. Am înțeles că și în Finlanda, genezi, au fost oameni să te ia mâna. Dar cu dreptul, interzicția dreptul de a fotografia în incintă, cred că e o infracțiune imposibilă, în opinia mea, ca jurist. Pentru că nu poți să pătrunzi în curtea cuiva sau în casa cuiva, mai înainte de a comite infracțiunea de violare de domiciliu. Și ăsta când vine cameramanul cu aparatul și dacă credeți că intră înăuntru și ăla e atât de naiv să creadă că ce vine cameramanul cu aparatul la el și dacă i-a dat drumul să fie sănătos, are voire, nu mai e nicio infracțiune, poate să-l filmeze cum vrea. Dacă e, da, zic așa, deci protecție există. Stați puțin, a fost un caz totuși când a fost filmat așa paparazzi. Nu? Interiorul unui apartament, deci obiectiv a pătruns într-un apartament fără voie. De afară. Sigur. Fără voie. Două infracțiuni acolo. Violare de domiciliu. Și a surprins niște... De acord. De violare de domiciliu mai înainte de a fi filmare o infracțiune penală. Sigur, văzut cât a fost dorință de senzațional și comerță de imagine. Dar iată, mi-au căzut ochii pentru că vorbeam aici, am textul chiar în față. Și vreau să vă întreb, de câte ori ați văzut imagini pe canalele de televiziune ale unor persoane aflate în situații de victimă? Și aici spune că este interzis să faci lucrul ăsta fără acordul prealabil al acesteia. Credeți că cineva întreabă pe ăla? Cred că mai nou, da. Ești de acord? Trebuie să întrebe. Acum. Bun. Acum trebuie să întrebe. Și că n-a fost... Spuneți-mi care este atunci sancțiunea pentru postul sau pentru persoana pe care am văzut-o într-o asemenea ipostază. Sigur, iarăși n-am să spun la ce televiziune. O persoană era întrebată, îi spunea, lăsați-mă, domnule, că nu mi-arde acum, mai murise copilul. Da. Lăsați-mă, domnule, că nu mi-arde acum, spuneam. Dar nu vreți să ne spuneți nici două cuvinte? Exact, nu pot să spun în tot. Dumnezeu, da, aveți... Și se retrage. Din păcate a refuzat să ne... Da, asta a fost înainte. Asta este chestie de educație, să înțelegi cum ăla are o asemenea dramă, că nu se poate aduna pe sine. Și ce să-ți spună? Da, deci ne întoarcem la uneltele profesionale. Am înțeles. El nu știe să spună și atunci mai ușor arată. Contează pe imagine. Reporterul confundă. De la sine. Nu, reporterul confundă. Una este să întrebă respectiva persoană care trece pentru un moment îngrozitor decesul unui apropiat sau rude apropiate. Și una este refuzul unuia prins cu o caua mică la sigur, cântar sigur. Și spune, lasă-mă, patronul respectiv de care a pus o clocite, spune, lasă-mă, domnule, în pace, du-te în măta și dă și una peste apara. Corect, e cu tot altă situație. Dar în situația pe care v-am istorisit-o, știți ce se întâmplă? Care nu. Sancțiunea? Păi noi de-abia începem acum și adică cred că... Adică trebuie corpul profesional să... Nu, sunt trimiteri la... La legea audiovizuală, la 90, 91, 92. Și acolo se lasă cu amenzi până la 250 de milioane și nu cred că-i convine nimănui să plătească 250 sau 500 de milioane pentru o drăgălășenie de moment. Nu, a fi întrebată victima, nu cred că e o prevedere rea. Dați-mi pe așa să mai destin puțin atmosfera. Sigur că da. O întâmplare în tramvaiul 21, nu? Unde am asistat, fără să vreau, la cineva care își bătea pe soția sau o persoană de centru în stil barbar. Nu s-a amestecat nimic. M-am găsit-o în tramvai, să-ți domnule, nu-ți rușine public. Doamna victimă, zice, domnule, zice, ia vezi de treaba ta, zice. M-am dat jos la prima stație. Am pățit exact acel lucru. Am pățit și țin minte, eram student la Sfântul Gheorghe, unul își bătea soția nenorocire, noi eram cu mai mulți colegi de la Cămin. Acolo am intervenit și ea ne-a luat la... Și zicea, vedeți, bărbatul meu. Ce? Domnule, să te omoare, na. Niște treburi de protecție.
categorii. Sunt o mulțime de discuții. Eu zic că e binevenită una pe această decizie. Sigur că este binevenită și trebuie, cum să vă spun, dar ceea ce subliniați doamna Zanu Grigoriu și dumneavoastră la un moment dat ține de etica profesională și de deontologie, dar și de profesionist și de inteligență, domnule, nu știu cum să spun, de spiritul ăsta de echilibru și de măsură. Mi-a povestit cineva, apropo de măsură, o discuție, nu știu dacă este banc sau nu este banc, în trecut, în care Iorga i-ar fi spus lui Brăteanu, zice, domnule, eu ce să învăț de la dumneata, domnule? Ești un inginer, măsura, domnule profesor. Aici e vorba de măsură. Deci, de aceea, de foarte multe ori, cum să spun, chiar multe din hotărârile, fie ale legislativului, fie ale executivului, sunt primite cu, cum să spun, fără să fie cântărite bine înainte, cu urma de reținere. Și deci, și reținere anticipată. De ce trebuie să vină pe urmă executivul, să vină premierul și să spună, să explice, stai domnule că nu e chiar așa, uite așa este. Deci, de ce să ajungem aici? Sau, la ziar, apare, mă rog, în șiră de vile luxoase și nu știu ce, apare o amărâtă de căsuță cu 3 camere și de desubt că vila extraordinară, nu știu, omul și-a făcut o casă, chiar așa arată, o casă cu 3 camere. Asta nu este o vilă de nabab. Sau, apare ceva, o știre. Astea, da? Nu? Pentru, da. Să pot sofistica lucrurile astea. Păi, bineînțeles. Am arătat de căsuță de 3 camere, dacă o iau racursii, am toate șansele să confirm că este. Bine, și atunci apar, sau o știre, unde bombă, domnule, ăla e, a făcut, Și a doua zi, mare, a doua zi apare un mic. Domnule, ne cerem scuze, n-a fost vorba de ăla, a fost de ăla la întâi. Și nici măcar nu e adevărat. Da. Așa, asta e cam bancul ăla cu bicicleta. Adevărat, dar cu 3 mici deosebiri. Da. De-aia spuneam, cred că totul se reduce la profesie și profesioniști, pentru care lucrurile sunt de la sine înțelese. Această, și acestea, că au apărut mai multe reglementări în perioada asta din partea CNR. Nu știu, eu am văzut reacție. Reamintească normele de bun simț profesional, pentru că nimeni nu va putea da o reglementare în care să spună că ești obligat să fii meseriaș ca să activezi în meseria respectivă, nu? Eu am văzut un profesionist, de pildă, apropo de reacția lui unor ziariști la asta, reacția lui Cristian Tudor Popescu, de pildă, care a înțeles exact despre ce este vorba, mai mult a început și să explice telespectatorului în emisiunea respectivă, stai, domnule, uite despre ce este vorba aici. Și alții profesioniști în sensul adevărat al cuvântului. Da, legat de aceasta, dar ați ridicat dumneavoastră, doamna Zana Gheorghiu, deja mai înainte problema asta, nu credeți ca specialiști totuși că ziariștii, presă scrisă și chiar audiovizualul, ar trebui cumva să se priceapă, în ideea dumneavoastră, să se priceapă în domeniul respectiv. Adică să fie specializat, oarecum, nu? Cel care face reportaje din Sala Pașilor Pierduți, nu? Cel care merge într-un spital și așa departe. Bineînțeles. Adică n-ar trebui o condiție sine qua non cerută pentru treaba asta. Bine, asta e ca, este sigur nu poate să vină. Da. E problema angajatorilor. Sigur că da. Nu poți trimite, cum să spun, un reporter și un operator să filmeze un concert. Exact. Dacă la n-are habar de muzică. Da. Și am să vă spun o poveste absolut adorabilă. Pe vremuri când televiziunea publică prelua concertele simfonice de la sala radio, era un coșmar pentru electricieni să meargă să pună lumina. Nu, că trebuiau să stea în timpul spectacolului, după aia să vină să strângă, un să ducă. Ei bine, unul dintre electricienii pedepsiți să facă lucrul ăsta, a sfârșit prin a deveni un expert în muzică simfonică.
Pentru că stând spectacol de spectacol, concert de concert, a început să înțeleagă despre ce e vorba. Da, da, asta ține tot de o anumită școală. Mă rog, școala vieții. O anumită disponibilitate. O anumită disponibilitate de a învăța ceea ce este logic, firesc, care ține de meserie, încă o dată zic, totul ține de meserie. Totuși aș vrea să vă întreb, ca membru marcant al CNA-ului, deci eu ca jurist, ca judecător, nu, 35 de ani am fost magistrat, nu văd cu oi bun, mulțumesc mult, nu văd cu oi bun emisiunile care se țin sub firma Avocatul Poporului, cam așa ceva, în pretoriu instanței de justiție. Știți cum îmi sună în sălile acele unde s-au întâmplat drame teribile și culmea mă aduce și pe un domn care e cu sportul acolo, aduce vreo doi avocați în prima bancă și îi face arcea parcea. El știe de toate, încearcă aia să aducă câte o obiecțiune, nimic nu există. E tipul de om care nu trebuie folosit în imagini de genul ăsta de justiție. Aici da. Se sancționează publicul, se uită, nu se uită, ocolește, nu ocolește. Povestea asta cu omul care se pricepe la de toate, am mai avut unul sau chiar doi care ăștia au avut tot Sfânta Familie, dar și cred că lumea totuși a rămas cu o lecție. Bun, dar se pare că acolo... Da, și nu, da. Eu continui să zic lucrurile astea. Eu nu vorbesc de emisii care se duc pe acolo. Oamenii, pentru că avem, slavă Domnului, destule facultăți de jurnalism în țară, oamenii ar trebui să învețe de când devin jurnaliști, da? Care sunt riscurile pe care și le asumă. Adică o asemenea decizie trebuie să fie acolo discutată pentru ca el să înțeleagă că nu este o îngrădire, ci este o reglementare. Da. Da. Ei, cred că aici asta a fost lucru esențial. Cum va juca? Riscul la defăimare, da. Adică riscul de a contribui la defăimarea cuiva la toate astea. Nu cred că se învață la timp. Acum, în finalul emisiunii, și nu-mi face plăcere să spun cât de repede s-a scurs timpul în compania dumneavoastră, dacă îți doriți două cuvinte către cei chemați ca să dea curs la aceste, cum să zic, reglementări de bun simț care le face furul suprem al audiovizualului. Da. Să lăsăm pe doamna să vorbească la sfârșit. Da. Eu aș spune, aș trage de fapt un semnal de alarmă către toți radiodifuzorii. Să ia această decizie în serios, pentru că altfel lucrurile sunt albastre. Și se lasă cu sancțiuni dure. Deci, în sensul acesta, CNA-ul este foarte hotărât să treacă la sancțiuni. Deci e de fapt un apel la radiodifuzori ca să ia lucrurile în serios. Doamna Iuriu? Eu, pentru a fi consecventă cu mine și cu propria imagine despre mine, ar trebui să spun în continuare că mă adresez celor de la CNA, reproșându-le faptul că sunt un pic prea darnici cu timpul lor către cei care se revoltă mai înainte de a înțelege conținutul textelor, ba chiar fac un pas înapoi și le spun, stați un pic, nu e atât de grav. Ba da, trebuie să înțeleagă că poate fi cu mult mai grav și cu ocazia asta vă sancționez și pentru ceea ce ați spus adineaori, sigur cu ghilimele de rigoare, nădăjduiesc că ați înțeles. Grav este, nu că se vor da sancțiuni și vor fi sancțiuni foarte... Asta ține de noi. ...importante. Grave sunt sancțiunile pe care nu le bănuim, pe care ne le va da societatea mai târziu pentru răul pe care îl facem noi jurnaliștii ca autori de materiale jurnalistice, indiferent că ele sunt reportaje, anchete sau ce sunt, da? Difuzorii, cei care programează și una peste alta audiovizualul, presa scrisă e mai puțin riscantă pentru că imaginea este cea care produce impactul cel mai puternic la nivelul mentalităților, conștiințelor celor care se formează uitându-se la ceea ce continuă să fie considerat ca un model, da? Și de vorbire și de comportament, da. Așa cum este televiziunea. Din păcate, așa cum spuneam mai deci înainte, am încheiat certând ce da, timpul afectat de emisiunii n-a inspirat motiv pentru care țin mult să mulțumesc distinșilor mei invitați pentru promptitudinea care au răspuns chemării.
acestui tânăr post de televiziune și, în special, obiectivității răspunsurilor la întrebările care au fost ridicate. Mulțumesc și telespectatorilor pentru răbdarea și interesul, zic eu, cu care au urmărit această